venit la Starea Sănătății. Mă gândeam zilele trecute că, domne, e destul de greu să bei minimum 2 litri de apă în fiecare zi. Adică, sincer, eu am ajuns foarte greu la acest stadiu. Când m-am apucat să respect această regulă, să fie vreo 2 ani de atunci, m-am monitorizat și am realizat că nu beau nici măcar 1 litru de apă pe zi. Acum am ajuns la 2 litri, depășesc chiar și cu 1 litru în zilele în care merg la sală sau la fotbal. Iar de când am preluat regula aceea cu jumătate de litru de apă dimineața, pe stomacul gol, mă simt într-adevăr mult mai bine. Bun, apă, apă, dar ce fel de apă? Și aici sunt câteva diferențe pe care oamenii nu le fac. De pildă, trebuie să facem diferența între apă minerală naturală, apă de izvor și apă de masă. Pentru că oamenii spun, iau de asta, bă, apă de masă, că e mai ieftină. Sau mai nasol, lasă frate, uite, merg pe apă de izvor, știi? Trebuie să fie cea mai bună, e clar după denumire. Apă de izvor, ce-i mai bun decât apa de izvor? Păi să le luăm pe rând. Apa minerală naturală este apa pură din punct de vedere microbiologic, care își are originea într-o pânză freatică sau într-un zăcământ acvifer subteran și care provine dintr-o sursă exploatată prin una sau mai multe emergențe naturale sau foraje. Aceasta poate fi plată sau carbogazoasă. Deci când spui la cărciumă vreau apă minerală, trebuie să adaugi dacă să fie plată sau carbogazoasă. Apa minerală naturală trebuie să aibă o origine subterană. Datorită protecției sale naturale, la care se adaugă ariile de protecție create de om, apa minerală, în starea ei naturală, trebuie să fie pură din punct de vedere microbiologic, lipsită în totalitate de contaminanți și să aibă o compoziție fizico-chimică caracteristică și constantă în timp. Foarte important, are proprietăți favorabile pentru sănătate. Apa de izvor este o apă extrasă dintr-o zonă curată, suficient filtrată pentru a o face potabilă, dar sensibilă la modificările climatice și la poluarea de la suprafață. Este mai slab mineralizată și nu are beneficii clare pentru sănătate. Apa de masă e practic orice apă îmbuteliată destinată consumului alimentar, alta decât apa minerală naturală sau apa de izvor. E destinată așadar consumului uman și poate proveni din orice sistem de aprovizionare cu apă. Deci dai drumul la robinet, umpli bidonul, pui pe el o etichetă și vinzi în hipermarket apă de masă. Cumpără fraierii! Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației!